găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în comuna Scoarța, realizăm un interviu cu domnul primar Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța. Bună ziua, bine v-am găsit! Seara bună, bine ați venit la Scoarța, ca de fiecare dată sunteți bineveniți în mijlocul colegilor la primăria Scoarța și cetățenilor din comuna Scoarța. A fost o săptămână ploioasă, a plouat în fiecare zi, bănuiesc că lucrările au încetat, v-a încurcat foarte mult timpul acesta ploios. Ce ați reușit să faceți? Da, această toamnă ne-a încurcat în continuarea proiectului nostru de asfaltare, aveam 9,03 km, avem restanță două drumuri, avem deforat două puțuri de apă, montat un bazin de apă și după aceea coloană și automat ultimul sat Lazuri, unde trebuie să facem asfaltul, și încă un sat, satul Lintea, unde am înlocuit coloana de apă pe lungime de 1500 de metri, un kilometru și jumătate, și am rămas datorită ploilor cu drumul asfaltat. Dar nicio problemă, vom băga niște piatră ca cetățenii să poată să treacă această iarnă cu bine și în primăvară, când timpul ne va permite, vom continua acest asfalt ca până pe la luna aprilie să definitivăm cu cele două drumuri, să încheiem acest proiect. Vă pot informa că mai avem un proiect de asfaltare, 656 km, printr-un program de dezvoltare locală. Deja am semnat contractul de finanțare, suntem în curs de pregătire documentației pentru licitații, sperăm ca această licitație să o țin această toamnă, ca în primăvară, la fel cum vă spuneam, când timpul ne permite, să demarăm lucrurile de asfaltare a unor sate mai scurte din comuna Scoarța, cum ar fi satul Botești, Răuțoaia, Liniuță, Cerătul de Pădure și încă patru sate de la centrul satului Bobu, care pleacă de la intersecția satului Bobu. Cât de pregătiți sunteți, domnule primar, pentru sezonul rece? Ca de fiecare dată, eu, înainte de a ajunge la primăria Scoarța, am lucrat într-un sistem de situații de urgență, știu ce trebuie făcut, avem utilajele pregătite, avem manul, autobasculanta primăriei cu dotare lamă pentru dezăpezire, avem un excavator la fel cu dotare lamă pentru dezăpezire, avem un utilaj pe situații de urgență cu o lamă mai mică pentru intervenții la școli, cimitire și stațiile de cărători. Sigur, în această perioadă ne preocupăm și de aprovizionare cu nisip, am făcut comandă, așteptăm ca aceste zile să ne vină și cantitatea de nisip necesară localității, având în vedere că la ora care vorbim avem multe sate asfaltate și este nevoie în aceste sate să fie depozitat acest nisip. Sigur, pe timp de iarnă, satele noastre, majoritatea sunt dispersate pe aceste dealuri ale localității și va fi nevoie de depozitarea nisipului și celelalte materiale antiderapante pe timpul iernii. Este o comună destul de mare și drumuri multe în pantă, e destul de dificil de intervenit pe ele. Sigur, avem una dintre cele mai grele comune, chiar vă spun, față de alte localități care au poate un drum principal și foarte, foarte puține sate care pleacă din acestea, la Scoarța majoritatea satelor noastre se află pe aceste dealuri ale comunei și automat ne îngreunează transportul și al copiilor la școală și al cetățenilor către locurile de muncă și către unitățile de aprovizionare cu aliment. La unitățile de învățământ, știu că ați făcut multe lucrări înainte de începerea anului școlar. Care este situația în momentul acesta? La unitățile de învățământ, într-adevăr, de 15 ani nu s-a mai făcut nimic pe la aceste școli. Din bugetul local am rupt din puținul nostru care l-avem destinat acestor lucrări și am realizat la școala gimnazială Budieni parchetarea 4 săli de clasă. Am vopsit exteriorul acestei școli. La momentul în care vorbim arată altfel. Jenant a fost că la începutul școlii, chiar în prima zi de școală, nu finalizasem exteriorul școlii, dar în săptămâna următoare totul a fost rezolvat. La fel, la școala gimnazială Scoarța am parchetat câteva săli de clasă și am zugrăvit exteriorul școlii. Sigur, mai sunt multe de făcut, dar în anii următori, având în vedere experiența negativă din anii trecuți, școlile vor fi în atenția noastră, a Consiliului Local, toți vom pune umărul ca aceste două școli gimnaziale să arate așa cum trebuie. Mai avem o școală generală la Bobu, acolo a fost mai puțin de lucru, având în vedere că și mai puțin copii, săli de clasă mai puține, a fost necesar doar mici retușeli, lucrăveli care s-au efectuat la începutul anului școlar. Ați avut un eveniment săptămâna trecută legat de Pompiliu Marcea. Din păcate, stați cam prost la capitolul Cămine Culturale. Nu aveți un sediu unde să faceți aceste acțiuni, aceste manifestări. Sigur, așa cum spuneați, am avut un mare eveniment cu un fiu al comunei Scoarța, al satul Colibaș, un mare critic literal, Pompiliu Marcea,
care pentru a doua oară a fost evocat la Scoarța. A fost un eveniment frumos, am avut invitați de marcă și de la București și din județ, de la centrele culturale noastre. A fost o întâlnire pentru noi, o sărbătoare. Sincer vă spun, chiar așa am și spus în deschiderea acestui simpozion, pentru noi, cei de la Primăria Scoarța, pentru cetățenii din Scoarța, sărbătoare fiind, au participat elevii de la școala gimnazială Scoarța în costume populare, cât și colegele noastre de la Primăria Scoarța în IE românească, ca să întărim și mai mult această festivitate. Sigur, a fost evocat Pompiliu Marcea, încă o dată vă spun, mare critic, care poate n-a fost cunoscut așa cum trebuia. La acest simpozion a fost și cadre didactice, directorul școlii, au rămas impresionați de valoarea acestui om, mare om de cultură, Pompiliu Marcea, și sigur în anii următori dorim să dezvoltăm acest mare simpozion național, dar așa cum spuneați, avem greutăți foarte, foarte mari, că nu avem și locul unde putem desfășura un eveniment de asemenea învergură. Avem promisiuni că acest cămin cultural din centrul comunei Scoarța, care se află într-o stare deplorabilă, prin Compania Națională, noi am fost selectați de fapt din 2013, suntem pe această listă, am solicitat intervenții și Consiliul Județean la Compania Națională, chiar la Compania Națională, sperăm ca următorul simpozion național, la mărimea și valoarea care este, să-l desfășurăm într-un cămin nou, modern, la centrul comunei Scoarța. Avem în celelalte două sate, foste comune Bobu și Budieni, avem încă două cămine care, sincer să vă spun, mi-e jenă să vă spun, dar arată într-un hal fără de hal. Dar am semnat finanțarea căminului cultural de la Bobu și așteptăm să fim chemați să semnăm finanțarea și pentru căminul de la Budieni. Sigur, aceste cămine va întări activitatea culturală a comunei Scoarța, deoarece, vă spun, oamenii de la Scoarța chiar îndrăgesc activitățile culturale, muzica populară, festivități care înainte se desfășurau foarte, foarte mult. Cetățenii erau mândri și veneau cu costume populare, țin minte de copil, copil fiind, participam și eu la aceste evenimente, mi-a plăcut și îmi plac în continuare și pun suflet în organizarea acestor manifestări culturale. Da, și bănuiesc că în luna decembrie sunt foarte multe acțiuni, să păstrează tradițiile, obiceiurile, dar dacă nu aveți un cămin cultural, unde se desfășoară, la școală? Sigur, știți cum este la țară, încă se păstrează obiceiurile. Noi am încercat în anii trecuți și am făcut la școli, la fiecare școală am participat chiar la aceste evenimente, am fost invitat și am participat cu drag și voi participa cu drag. Sărbătoarea anului nou, sărbătoarea Moș Crăciun. De fapt, această sărbătoare se desfășoară. Copiii de anul trecut au început să vină la Primăria Scoarța, vin grupuri, avem două microbuze școlare, îi aduc aici, prezintă spectacole, un program artistic, o poezie, exact cum se făcea pe timpuri, și cu drag copiii vin, primește un mic cadou din partea noastră, că bugetul local mic, așa cum este, ne putem să le facem o bucurie în sufletele copiilor și părinților care vin cu acești copii la noi la primărie. Ce probleme vin, domnule primar, oamenii în audiență la dumneavoastră? Cu ce se confruntă? În propriu zis audiență, la mine ușa este deschisă non-stop. Cetățenul care vine în primărie a și observat că la mine ușa biroului primarului este deschisă și vin tot felul de probleme, să știți. Și probleme de familie, și probleme pe fond funciar, cele mai multe care le avem. Probleme cu drumurile, probleme cu transportul copiilor. Mai sunt situații când un copil stă mai departe de locul unde ne îmbarcă aceste microbuze. Să știți că marea majoritate a cetățenilor au plecat mulțumit de modul cum sunt tratați la Primăria Scoarța, numai de mine ca primar și de ceilalți colegi, fiindcă le-am cerut acest lucru. Oamenii nu vin la primărie doar de dragul primarului sau unui salariat din primărie. Vin că au probleme. Și ca atare, atunci omul trebuie ajutat în sensul luat și dus la compartimentul care trebuie. Și colegii mei au înțeles acest lucru și vă spun cu plăcere, acest lucru se și întâmplă la Primăria Scoarța. Principala problemă, spuneați, cu care vin oamenii la dumneavoastră este pe fond funciar. Da. Dacă reușeați să faceți cadastru, se rezolva. Să știți, noi la compartimentul cadastru al nostru, al primării, avem doar o singură colegă. Am mai avut încă o colegă care, cu părere de rău, a plecat din mijlocul nostru la Primăria Cărbunești, mai aproape de familie. Am făcut un contract cu doamna autorizată pe cadastru și în acest moment lucrăm cu ea până la finalul anului pentru a ajuta cetățenii să-și intre în drepturi pe fond forestier, pe tarlale agricole extravilane, intravilane, orice probleme care o au cetățenii. Sigur, n-am putut să accesăm fondurile pe proiectul care era de cadastrare gratuită, deoarece
probabil, zic eu, a prețului mic pe imobil. 60 de lei este foarte puțin. Toți specialiștii în domeniu, că numai cu specialiști putem face, au refuzat oferta noastră și nu numai a noastră. Mulți prima se confruntă cu acest lucru. Sperăm ca după 1 ianuarie să putem găsi o firmă care, cu înțelegere, să vină să ne în sprijinul nostru și al cetățenilor din Scoarță, deoarece avem foarte, foarte multe probleme pe cadastrare, pe fond funciar. Partea financiară, cum mai stați? Au început oamenii să-și mai plătească din taxe, impozite? Ne spuneați ultima dată că aveți restanțe foarte mari. Aici, vă spun, este un of al meu. Eu și colegii din primărie am încercat să facem foarte multe acțiuni, în sensul că au mers echipe în teren, cei de la taxe și impozite în fiecare zi fac înștiințări de plată și trimitem cetățenilor. Am apelat în curierul primăria noastră numărul 1 la nivelul Comunei Scoarța la cetățeni să înțeleagă că este obligația cetățenilor. Eu, în calitate de primar, am obligații față de dânsii, dar și dânsii au obligații față de primărie. Și sigur o să luăm și alte măsuri. Am aprobat în Consiliul Local afișarea cetățenilor pe site-ul primăriei care au datorii mai mari de 3.000 de lei și persoane care au diferite societăți care au mai mari de 10.000 de lei. Sunt multe astfel de persoane care au peste 3.000 de lei? Sunt foarte multe. Sunt persoane care au ajuns și la suma de 2.200 de lei sau mai puțin și nu înțeleg. De fapt, aici este vorba de o parte din cetățenii de Nierom. Am purtat discuții și cu consilierul. Avem un consilier în Consiliul Local, avem expert local în partea Partidului Romilor, să facem întâlniri periodice și cu ei să înțeleagă că sunt obligați să iau măsuri, unele care nu-mi convine mie. De exemplu, vă spun, am întrerupt iluminatul public pe timp de noapte 3 ore, vă spun și eu stau la țară și nu-mi convine nici mie că n-am iluminat de la ora 12:30 la 3:30 noaptea. Sigur, oamenii mi-au reproșat, unii, dar unii au înțeles că este nevoie și mi-ar pare rău ca pe perioada de iarnă să întrerupem total iluminatul public, adică să fim imposibilitatea de a plăti iluminatul public. Vin sărbătorile, este păcat ca pe timpul iernii și de sărbători Comuna Scoarța să stea în beznă. Noi, toți cetățenii care vin la noi și solicită diferite documente, acte, port discuție directă și eu și colegii mei să înțeleagă care au datorii poate mai mici și să știți că timp puțin lor, cei care înțeleg mai vin la casiere și plătesc, dar sunt foarte, foarte mulți care nu și am ajuns la suma de aproximativ 31 de miliarde de bani vechi datorii la primăria Scoarța. Vă dați seama, dacă aș avea o jumătate din această sumă, ce aș putea face pentru cetățeni, nu pentru salariați? De aceea, acum, dacă tot sunt în această emisiune, fac din nou apel la cei roplatnici, așa pot să numesc. Unii probabil nici nu au aceste sume, dar cei care nu au bani au și puține datorii la primărie. Cei care totuși au bani au sume foarte, foarte mari. Și vă spun, foarte mare debit la noi la primărie este din amenzi. Eu chiar am stat de vorbă cu șeful de post la Poliția Scoarța. Sunt cetățeni care încă nu au imatriculate mijloacele de tracțiune animală, căruțele în speță. Și am spus, domnule comandant, te rog foarte mult, știu că legal este să aibă înscrise aceste căruțe. Haideți să-i dăm în prima fază un avertisment, să-l atenționăm ca omul să simtă că este obligat să vină. Și se pare că în ultimele discuții, într-adevăr, cetățenii au văzut că poliția a lăsat-o puțin mai mare, să zic. Au dreptate și dânsii, că trebuie. Pe partea cealaltă, vă spun, îmi vin în mapă zilnic 20, 30, poate și 50 de amenzi și debitul crește. Poliția... Pentru bicicliști sau pentru ce? Nu, bicicliști, căruțași, dar cei mai mulți autoturisme. Sunt oameni care noi nu putem să executăm, că ce se întâmplă? Mașinile le-au trecute pe numele unui frate, unui părinte, el ia amendă cu mașina propriu. Dar, de fapt, când i-am face executare, dar n-am ce să-l execut, că el nu are mașina pe numele lui. Că așa este procedura. Sau putem face muncă în folosul comunității, dacă n-au bunuri. Dar persoane care fac muncă în folosul comunității? Da, la ora la care vorbim acum, avem un băiat, vă spun, a venit de bună voie, a solicitat acest lucru, avea un debit foarte mare și, de fapt, are și foarte multe zile de efectuat la primăria Scoarța. Este de o lună și jumătate la primărie, lucrează și mare până pe 20 decembrie. Un băiat care s-a ținut de treabă, vine la program, pleacă la expirarea programului la primărie. L-am folosit și vă spun, dacă aș putea să-l și angajez pe acest băiat, dar nu putem la ora care vorbim, l-aș și angaja la primărie pentru diferite servicii auxiliare care se vor face la nivelul primăriei. Spuneați că cei care au cele mai mari datorii de achitat au bani. De fapt, sunt rău intenționați că nu plătesc, nu? Aș vrea să vă dau un exemplu. A venit chiar săptămâna trecută un cetățean de Nieromă și îmi pare rău să spun cu toate că eu colaborez foarte bine cu ei, am crescut cu părinților, că cei mai mulți sunt tineri care vin cu aceste datorii. Și foarte revoltat că nu eliberăm o adeverință. N-am zis că nu eliberăm, dar l-am rugat din... avea 26 de milioane pe un rol și 25 de milioane bani vei vorbesc pe alt rol. Și am rugat, mă băiat, că tot veniști,
Eu îți eliberez că sunt obligat, dar eu pot să te mai țin. Că faci o cerere și ți-o eliberez peste 7 zile. Nu, domnule, că mi-e întrebe că eu plec pe Portugalia. Bine, dar tu nu înțelegi că ai obligație față de primărie. Păi nu, că n-am bani. Și jenant s-a dus la caserie la salariatul meu, care are 11 milioane bani vechi salariu, a scos o grămadă de bani și a aruncat 1 milion acolo. Am avut o discuție cu el, poate puțin mai tare, dar în final a înțeles că este obligat să-și plătească debitele. Am înțeles, dar n-a dat decât această 1000 de lei, da. În sfârșit, sunt oameni care înțeleg și nu înțeleg, că așa este românul, până la urmă. Care ar fi cele mai mari probleme din comună pe care v-ați propus să le rezolvați anul viitor, în 2017? Sigur, anul viitor sunt hotărât și, așa cum vă spuneam, avem aceste drumuri de asfaltat care vor fi la anul, probabil că și finalizate, dacă începem în prima parte a primăverii. Aceste două cămine, Budien și Bobu, la anul, sigur, în primăvară, vor intra în reabilitare totală, cu dotare, cu costume populare, exact, sunt pe proiect, vor fi cămine moderne. Aceste două puțuri de apă cu motor unui bazin de mare capacitate pentru a echilibra sistemul de apă în Comuna Scoarța, deoarece pe timpul verii, când este secetă, am avut probleme. Anul acesta nu ne-a ferit Dumnezeu și ne-a ajutat Dumnezeu, de fapt, că am mai fost și ploi. Pe timpul verii la Scoarța, în fiecare vară, aveam program de distribuire apei chiar la 3 zile pentru cetățeni. Și știți cum e la țară? E nevoie de apă. Omul de la țară muncește ziua, seara, se respectă, să-și facă și omul o baie. Probleme mai sunt. Aș vrea să reabilitez fântânile pe acest DN-ul. Se traversează de-a lungul și de-a latul Comunei Scoarța. Suntem prima localitate după Târgu Jiu, spre zona Vâlcea, și este păcat ca un cetățean care trece prin comună și vrea să bea o cană de apă să nu poată să... Noi am discutat-o și în Consiliul Local. Sigur, în prima fază o să modernizăm cele 3 fântâni, centru, Scoarța, față primărie și Copăcioasa, care sunt de foarte mare importanță, fiind centre ramificații de sate. Vrem să reabilităm, deja avem proiectul, suntem în proiectare, avem o clădire în spate aici la primărie, începută de vreo 8 ani de zile, nefinalizată, pentru a crea spațiu de lucru pentru colegii din primărie. Avem un dispensar uman care la anul va intra în reabilitare, acoperiș și interioare este, cât de cât, doar că acoperișul va trebui să sufere modificări. Aici în față avem un bloc de locuințe care e realizat pe exterior, arată foarte bine, dar interiorul lasă de dorit. La anul vreau să reabilitez aceste locuințe, sunt apartamente, să le dotăm cu, să le introducem apă, fosă septică și tot ce trebuie, ca să ofer cadrelor de la școlile noastre din comună, să le ofer un spațiu de locuit, fiindcă noi plătim foarte mulți bani dascălilor, profesorilor care se deplasează din altă localitate la Scoarța. Și atunci le voi oferi condiții de locuit, condiții omenești, condiții cu apă, cu căldură, cu tot ce trebuie, ca cei care doresc pot să locuiască pe raza comunei și să-și desfășoare activitatea la școlile din Comuna Scoarța. Avem alegeri parlamentare în luna decembrie. A fost vot democratic la dumneavoastră, în PSD Gorj, mă rog, fără locul întâi la Senat și locul întâi la Camera Deputaților. Au apărut după aceea modificări la listă la București, marți mai exact. Cum vedeți dumneavoastră modificarea listelor? Sigur, aici eu n-aș vrea să comentez prea mult o hotărâre a Biroului Executiv. Hotărârile s-au luat la nivel central. Încă o dată aș vrea să vă spun, am mai spus-o de foarte multe ori, PSD-ul este un partid mare, cu oameni foarte mulți buni, dar neșansa noastră că sunt locuri puține. Sigur, dacă lista nu se reducea la momentul respectiv, lista, mă rog, numărul de parlamentari, probabil că de la organizația PSD Gorj mergeau foarte mulți în Parlament și în Senatul României. Avem oameni buni, așa cum spuneam. Eu, sincer, vă spun, am colaborat foarte bine cu domnul deputat Mihai Weber, pe care l-am respectat pentru modul cum s-a implicat în rezolvarea problemelor, numai la Scoarță, să știți, ceea ce știu de la primarii din Colegiul 2. Dânsul, pe lângă aceasta, dânsul este singurul parlamentar PSD de Gorj care a rămas alături de organizație. Să ne amintim că ceilalți parlamentari, domnul Weber, domnul Iriza, doamna Craibin, a părăsit partidul. Nu cunosc motivele, poate au avut motive, dar putea, fiind cu sufletul alături de partid, să fie rămas până la capăt, să-și încheie mandatul și atunci o analiză activității putea să decidă cetățenii dacă mai merită să rămână sau nu. Ei, uitați că domnul totuși Mihai Weber a rămas alături de organizație pentru acest lucru. Cetățenii din Scoarța, când au zis că nu mai poate să fie pe listă, erau puțin dezamăgiți. Cu toate că la Scoarța majoritatea cetățenilor sunt alături de PSD. Cu toate că apărea situația să nu apară pe listă, prin sondajele care le-am făcut noi cu președinții de organizații, cu întâlnirile care le-am mai făcut cetățenii,
erau alături de PSD și vă spun sincer că PSD-ul la Scoarța va câștiga alegerile fără problemă. A câștigat, a demonstrat-o și în alegerile locale, a luat cel mai mult număr de consilieri locali, 7 consilieri, ce n-a reușit niciun partid de-a lungul timpului să scoată 7 consilieri. Sigur, modificările care au survenit acum, dacă la Biroul Executiv Central s-a luat această hotărâre, nu vreau să o comentez, bucuria mea pentru mine, cu toate că îmi pare rău, eu, cel puțin alegeri care s-au făcut la Târgu Jiu, eu am dat un pronostic, nu s-a adeverit, că domnul Ciocea și domnul Weber vor reprezenta Gorjul în Parlamentul României. Chiar îi spunea și domnul primar Ciocea. Domnul primar, eu sunt convins că dumneavoastră și domnul Weber vor câștiga. Acolo s-a întâmplat alte lucruri, nu cunosc motive, nu cunosc nimic, am fost și eu supărat un pic că domnul Weber nu a apărut în primele 2-3 locuri, dar supărarea trece, sunt membru PSD, ca și domnul Ponta, că asta spunea mai alaltă în emisiune, și domnul Ponta este tot membru PSD, ca mine, dânsul trebuie să vină și puțin către noi la Gorj aici, că e nevoie să-l vadă lumea, îl iubește lumea, dar trebuie să vie și puțin printre noi. L-am înțeles când era prim-ministru, activitate mult mai mare, când era președintele partidului la nivel național. Acum domnul Ponta l-aș ruga să vină și printre noi puțin, să ne urcăm în mașină de la Târgu Jiu, să trecem pe la Scoarță, să trecem Cărbunești, Albeni, Bengești, Novaci, fiindcă oamenii vor totul să-l vadă, fiindcă țin la domnul Ponta pentru tot ce a făcut pentru partid și pentru țară, fiind prim-ministru pe perioada când a fost prim-ministru. Acum așteptăm, astăzi se pare că se depun candidaturile, se pare că se va merge pe lista care s-a stabilit la București, indiferent cine va fi pe listă, avem oameni buni, voi susține cu organizația de la Scoarța cei care vor apare pe listă, care își vor depune candidaturile la Gorj. Domnul Victor Ponta n-a venit nici la începerea anului școlar, n-a mai venit de mult în Gorj, în municipiul Târgu Jiu. Da, aveți dreptate, n-a venit, am înțeles din motive. Știți că este tracasat toată ziua cu instanțe, du-te la Ploiești, vină la București, du-te la Ploiești, vină la București. Se pare că în ziua respectivă, ăsta a fost motivul, a fost chemat la București pentru a da unele lămuriri, nu știu ce, procese pe care, sincer, eu cred că sunt făcute cu dedicație. Cum vedeți scoaterea de pe lista domnului Ion Călinoiu? Sigur, aici am rămas surprins, am înțeles că ieri, în cursul zilei de ieri, cu ceva ore înainte de s-a publicat lista, a avut ceva probleme cu instanțele. Nu știu dacă este definitivă sau nu, dar probabil că dacă s-a luat această hotărâre la nivel central, s-a luat cu știrea domnului Călinoiu, probabil că au discutat. Domnul Călinoiu cred că reprezenta foarte bine Senatul României Gorjul, având o experiență vastă, știind problemele și din agricultură, și din minerit, și tot ce era pe Gorj, și eu cred că putea să fie unul din senatorii buni care putea să reprezinte Gorjul. Nu cunosc motivele, îmi pare rău, îl susțineam, oamenii îl susțineam, am fost și în campania locală, am fost împreună cu dânsul și n-am înțeles de ce, dar dacă este o hotărâre a instanței și nu se poate, așa este legea, cu părere de rău trebuie să respectăm legea. Domnul Călinoi oricum rămâne unul din oamenii de bază ai partidului, așa că domnul Călinoi rămâne lângă noi, că așa trebuie să rămână. Am înțeles. Ce așteptări aveți la viitorii parlamentarii de Gorj? Spuneați că sunteți foarte mulțumit de domnul deputat Mihai Weber. Sigur, parlamentarul de Gorj ajunge acolo datorită muncii celor din teren. Și nu numai parlamentarii de Gorj, și toți cei care sunt în funcții înalte la nivelul partidului sau instituțiilor descentralizate. Ajung tot datorită muncii unor organizații, cum este organizația puternică de la Scoarța. Chiar aș dori să ia exemplu domnului Weber, cei care vor ieși acum la următoarele alegeri să rămână alături de organizația PSD, dacă au fost aleși de oamenii din organizațiile PSD din teritoriu, să rămână până la capăt, indiferent dacă e bine sau rău, să rămână alături de partid, să se îndrepte către noi, să ne răspundă la telefon de câte ori sunăm, ceea ce domnul Weber făcea, vă spun cinstit, la orice telefon zi, noapte, domnul Weber răspundea și răspundea prompt și la solicitările noastre și la demersurile făcute de noi. Așa că să rămână alături de noi, fiindcă noi suntem cei care îi ducem acolo în posturile în care mâine până ne ajung. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Și eu vă mulțumesc mult și ori de câte ori doriți sau treceți prin Scoarța, nu uitați că undeva pe partea stângă este și primăria Scoarța și vă așteptăm cu drag. Mulțumim mult, multă baftă în continuare. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Scoarța. Ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu domnul primar Ion Stamatoiu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumesc pentru atenție.